ultima oră, judecătorii au decis când va fi ultimul termen în dosarul Galea Bute. Judecătorii de la Înalta Curte de Casaiei Justiție au decis ca ultimul termen în dosarul Galea Bute să aibă loc pe data de 9 mai. În prim instanță, Elena Udrea a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Cel mai probabil, Udrea nu va fi prezent la acest ultim termen, fiind refugiat politic în Costa Rica. De asemenea, în prim instanță, rudelor Breja a primit 5 ani de închisoare cu executare, iar Tudor Breazu 3 ani de închisoare cu executare. Ion Ariton a fost achitat de judecători.